Salut, gemeni! Voi face citirea pentru luna nouă din Vărsător, luna nouă care se perfectează pe 10 februarie la ora 00:59 în 20 de grade și 41 de minute Vărsător. Luna este în conjuncție cu Soarele, dar ambele sunt în cuadratură cu Uranus. Și Mercur este totuși el tensionat, fiind în quadratură cu Jupiter. Să vedem ce sfat primiți din partea tarotului ermetic și al runelor legat de un proiect nou, o schimbare pe care puteți să o luați, mai ales este o casă a schimbării pentru voi, Vărsătorul, a transformării. O casă care poate să vă aducă călătorii, poate să vă aducă cursuri, studii. Unii dintre voi poate vreți să reluați niște studii sau să călătoriți. La baza pachetului aveți lumea. Este un talisman al norocului această lume. Arată aspecte benefice, dar și schimbare. Schimbare pe care voi vă doriți, așa cum am spus. O schimbare din toate punctele de vedere. O schimbare care depinde numai de voința voastră. Voi veți decide ce se întâmplă cu această schimbare, dacă vă opriți sau continuați această schimbare în idei, în gândire, în mental, în relații, în colaborări, în asocieri, în sentimente, energie, vitalitate, creativitate, comunicare, totul depinde numai de voi. Cele trei cărți pentru sfat, da? Deci iată o împăcare, doiul de cupe, cinciul de bâte și 9 de monede. Am putea spune că aici aveți tendința să vă împăcați cu cineva, v-ați dori să ajungeți până la urmă la o înțelegere, să cedați ceva, să cedeze și celălalt ceva, astfel încât să ajungeți la armonie, la înțelegere, la calm, o stare benefică, deci 2 de cupe. Dar aveți și o luptă de dus, am zice, o rivalitate care în care ați vrea să câștigați, în care ați vrea să ajungeți în prim plan, să fiți văzuți de ceilalți, să vă afirmați, dar aici aveți și încercări de trecut, am zice, lecții de învățat legate de comunicare, de bârfă, de minciuni, de orice, fiindcă este un fel de confruntare, de rivalitate, dar totul pare ca o joacă între copii. Și un 9 de monede, un Venus în Fecioară, foarte responsabil, veți primi niște bani, fiindcă Venus în Fecioară întotdeauna arată că veți primi bani, bani dintr-o sursă misterioasă, bani care vă dau șansa să investiți în voi, să investiți în cursuri superioare, în studii, în călătorii. Deci un 9 de monede care va susține să faceți o investiție în voi. Și voi s-ar părea că chiar veți lupta pentru acest lucru, adică această investiție, să urmărească acest aspect, să vedem ce spun și runele. Asta era răsturnat.
Să le așezăm puțin astfel încât să le vedeți. Aici este ca un fel de anunțare, vedeți boul sălbatic și această rună a reușitei. Dar am zice că acest boul sălbatic vă anunță că aveți o cădere de vitalitate, de energie și este bine să dați importanța acestui aspect, să încercați să faceți tot posibilul pentru a vă rezolva poate o problemă legată de sănătate. Deci aici trebuie să fiți foarte prudenți. În rest, voi aici ați fost la un moment dat, să zicem, într-o poziție foarte bună. Ați putut să beneficiați de niște aspecte, să fiți la un moment dat într-un loc unde să culegeți roadele muncii voastre, să primiți daruri, dar poate că le-ați primit. În paralel cu acest aspect, au fost oameni care s-au implicat în această situație, deci persoane care nu v-au dorit tocmai binele și această implicare chiar v-a adus probleme, fiindcă aveți aici o pierdere sau o relație care se destramă, nu merge spre un aspect benefic, deci o relație destul de tensionată aici. Am spune ca și cum v-ați bazat foarte mult pe o reușită pentru faptul că ați fost la un moment dat într-o poziție benefică unde ați putut să culegeți roade, să aveți niște avantaje, dar vedeți, au fost persoane care au cunoscut această situație și s-au implicat, dar această implicare v-a adus chiar pierdere. Aveți o rună aici care arată o stare benefică, s-ar putea să vă recuperați sănătatea, să vă simțiți bine și aici o rună care arată blocajul. Deci aveți niște blocaje, blocaje create probabil de ceilalți, de aceste persoane, blocaje care sunt ca un fel de, cum să spun, încercați să ieșiți dintr-o situație, dar apare altceva. Deci tot timpul e altceva, este altceva. Și pare să fie ca un secret aici. Fie că voi dețineți un secret sau pur și simplu ați dat uitării, să zicem, a unui eveniment pe care până la urmă, dacă vă aduceți aminte de el, poate să vă ajute să ieșiți din acest blocaj. Sau ați rătăcit un act. Acest act vă poate ajuta. Vă poate rezolva o situație și puteți să vă așteptați la o schimbare în acest domeniu de viață al vostru, o schimbare importantă, o schimbare lentă, stabilă și benefică. De altfel, orice schimbare ați face, și așa cum am spus, aveți aici un doi de cupe care arată o împăcare, ea aduce o schimbare a relației pe care o aveți voi cu cineva. Dar această împăcare poate să fie exact aici, în acest domeniu, unde voi până la urmă s-ar părea că veți avea posibilitatea să ajungeți să discutați cu această persoană, unde ați avut o relație care s-a rupt și să rezolvați aceste aspecte nedorite. Dar aveți și confruntări, așa cum am spus de altfel, confruntări care nu vă aduc niciodată un răspuns clar, voi ați câștigat, nu ceilalți, dar totuși aveți 9 de monede care spune că veți câștiga, veți reuși până la urmă, așa cum apare, stabil și lent, binele va intra în viața voastră. Veți recunoaște aceste schimbări lente când veți simți, da, aspecte benefice în viața voastră. Eu vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!